Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local din luna august. Rog președintele de ședință să prezinte ordinea de zi. Bună ziua, domnule primar, stimați colegi, dau citire invitației. Conformitate cu prevederile articolului 133 alineatul 1 și articolul 134 alineatul 1 litera A din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019 privind codul administrativ, modificările și completările ulterioare, precum și în baza dispoziției primarului orașului Dărmănești, județul Bacău, numărul 448 din 23/8/2021, vă invităm să participați la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Dărmănești în ziua de astăzi, 31/8/2021. Dacă ați citit ordinea de zi, ca să nu mai dau citire, începem cu punctul 1. Supun aprobarea proiectului ordine de zi a ședinței ordinare din data de 31/8/2021. Cine este pentru? Domnul Alexa, vă rog. Doamna Stoica, pentru. A fost aprobat proiectul. Avem doi colegi care sunt online, doamna Adriana Stoica și domnul Alexa Vasilică, care sunt prezenți în ședință. Punctul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29/7/2021. Dacă sunt întrebări, comentarii, supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29/7/2021. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? 16 voturi. 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local prin virarea de credite bugetare între capitolul bugetul local al orașului Dărmănești, județul Bacău, pe anul 2021. Inițiator domnul primar. Am să fac câteva precizări. Este vorba de o rectificare care vizează virarea de credite bugetare între capitolele bugetului local. Mai exact, am propus de la capitolul reparații să dirijăm o sumă pentru investiții. Am modificat lista de investiții și propunem modernizarea încă două străzi din orașul Dărmănești, din cartierul Josen. Este vorba de strada Buciumului și de strada Gării. Practic, spuneam că am virat aceste credite între capitole, am luat bani de pe componenta de reparații și dirijăm spre investiții, reușind astfel să modernizăm cele două străzi, Buciumului și Gării. Sigur că am introdus în lista de investiții aferente anului 2021 cele două obiective. De asemenea, tot prin virare de credite și din fondul de rezervă pe care îl avem noi, propunem rectificare pozitivă, completarea cu 55.000 de lei la reabilitarea Centrului Medical Corp C1 din strada Dumbravei. Mai avem câteva modificări la partea de învățământ, 20.000 de lei pentru Liceul Tehnologic Dărmănești. Pe scurt, rectificarea urmărește din nou obiective de investiții. Și pentru detalii, o rog pe doamna contabilă șefă să ne facă câteva precizări. Deci am luat de la capitolul 54.02.05, din fondul de rezervă, 55.000 de lei, pe care i-am dus la capitolul 66.02 Sănătate, respectiv pentru obiectivul de investiții, reabilitare centru medical, corp C1, strada Dumbravei. De la capitolul 84.02, de la cheltuieli materiale, respectiv reparații, am luat suma de 520.500 lei, pe care am repartizat-o astfel. La capitolul 65.02, pe cheltuieli reparații, pe cheltuieli materiale, reparații, 20.000 de lei. Și tot la capitolul 84, la titlul 70, investiții, am dus suma de 500.000 lei pentru cele două obiective noi de investiții, respectiv lucrări de întreținere și reparații strada Buciumului, 283.000 de lei și lucrări de reparații și întreținere strada Gării, 217.500 lei.
Asta este. Dacă sunt întrebări legat de rectificarea bugetului? Dacă nu supunem la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, nivelarea de credite între capitolul bugetul local al orașului Dărmănești. Ce este pentru? Mulțumim, mergem mai departe. Punctul 4 pe ordinea de zi, domnul președinte. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de transformare a mezelor contravenționale în muncă în folosul comunității și stabilirea domeniilor, serviciilor publice și a locurilor unde se vor presta activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a orașului Dărmănești. Voi face o prezentare a acestui proiect de hotărâre pentru că l-am inițiat. Spuneam și în ședința pe comisii că la nivelul bugetului local al orașului Dărmănești avem sume care nu pot fi încasate datorită faptului că cei care le datorează nu au niciun fel de venit. Și propunem, mare parte din aceste sume sunt din amenzi, și propunem aprobarea acestui regulament care să transforme amenziile contravenționale în muncă în folosul comunității, domeniile în care vor presta beneficiari aceste ore, locurile în care vor presta și așa mai departe. Sigur că acest regulament stă la baza următoarelor etape pe care le vom parcurge după aprobare, în sensul că fiecare cetățean care are amenzi contravenționale și nu are nicio sursă de venit, ne vom adresa instanțelor de judecată, în urma unei hotărâri judecătorești, se va comuta aceste sume aferente amenzilor contravenționale în ore de muncă și domeniile și așa mai departe. În acest fel, încercăm să facem curățenie în bugetul local și să scăpăm de aceste sume care constituie un balast pentru noi, cărăm de ani de zile în spate aceste sume, nu le încasăm niciodată și ne afectează și ceilalți indicatori pe care noi avem vis-a-vis de gradul de încasare. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de transformare a amenzilor contravenționale în muncă în folosul comunității. Cine este pentru? Împotrivă, abținere. Domnul Balaș lipsește. Domnul Balaș. Nu este unanimitate, este 5. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația cabinet medical în cadrul pavilionului interne, corp C5, strada Dumbravei, numărul 7, aparținând domeniului public al orașului Dărmănești, județul Bacău. Este vorba de cabinetul medical, așa cum spunea domnul președinte, situat în strada Dumbravei, cabinetul medical a doamnei doctorițe Lascăr. Noi am avut acolo un contract de închiriere, a expirat. Propunem închirierea spațiului cu destinația cabinet medical pentru o perioadă de 5 ani. Prețul este conform hotărârii Consiliului Local aprobată în decembrie 2020, aferent anului 2021. Suprafața este de 42 de metri pătrați. Deci, destinație cabinet medical. Dacă aveți întrebări? Da, acum sunt întrebări. Supunem la vot proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinație cabinet medical în cadrul pavilionului interne, corp C5, în strada Dumbravei, numărul 7. Peste pentru. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de demolare și desfințare a două imobile, C1 locuință și C2 anexă, identificate cu număr cadastral 61354, aflate în domeniul privat al orașului Dărmănești, județul Bacău. Da, suntem începând din decembrie 2020 proprietarea imobilului care este situat în strada Muncii numărul 9. Acest imobil, sau pe acest imobil, sunt și două construcții, o casă și un grajd vechi. Vis-a-vis de aceste construcții, noi am avut mai multe idei, fie să facem un muzeu al satului și așa mai departe. Am comandat o expertiză tehnică să vedem care este
eu știu, starea acestor construcții și în urma raportului de expertiză, expertul ne-a recomandat demolarea acestor clădiri pentru că avea o stare avansată de degradare. Fiind din lemn vechi, mare parte din această structură de rezistență din lemn era afectată, în unele zone chiar și 90%. Și atunci, în baza raportului de expertiză, am inițiat acest proiect de hotărâre privind demolarea și desființarea celor două imobile. Și la articolul 1 aprobăm lucrările de demolare și desființare a clădirilor, C1 și C2. Articolul 2, ne însușim raportul de expertiză tehnică de rezistență și stabilitate a clădirilor. Și sigur că la articolul 3 aprobăm valorificarea materialelor sau a pieselor sau a părților din cele două imobile, dacă le putem valorifica. La cât am văzut noi că sunt de afectate acele materiale, puțin probabil să valorificăm prea mult din ele. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de demolare și desființare a două imobile, C1 locuință și C2 anexe, identificate cu numărul cadastral 61.354, aflate din domeniul privat al orașului Gărmănești. Cine este pentru? Împotriva? 7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea numărul 59 din data de 30 iunie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNISA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții construire sală de sport școlară, proiect pilot în strada Muncii, oraș Dărmănești, județul Bacău. Este vorba de un proiect de hotărâre care vizează construirea unei săli de sport la Liceul Tehnologic Dărmănești prin Compania Națională de Investiții. În luna iunie am Consiliul Local a aprobat o hotărâre de Consiliu prin care am predat amplasamentele și tot ce ținea de acest proiect de hotărâre. Ni s-a recomandat să modificăm articolul 1, forma pe care noi am aprobat-o în iunie, și să venim pe varianta propusă de Compania Națională de Investiții, în sensul de a corecta eroarea materială vis-a-vis de numărul topografic, pe de o parte, și pe de altă parte de a nu mai preciza numărul imobilor din strada Muncii, să rămână doar strada Muncii, așa cum este prinsă în lista sinteză. Alte modificări nu au fost. Dacă sunt întrebări. Sunt întrebări? Supunem la vot proiectul de hotărâre privind modificarea articolului 1 din hotărârea numărul 59 din data de 30 iunie 2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNISA amplasamentului și asigurarea condiției în vederea executării obiectivului de investiții, construire sală de sport școlară, proiect pilot în strada Muncii, oraș Dărmănești, Bertul Bacău. Cine este pentru? Împotrivă? 16 voturi. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții, domnului Roman Costel, persoană aflată în nevoie socială cu domiciliu în oraș Dărmănești, județul Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Avem o solicitare din partea familiei Roman Costel de a acorda un ajutor financiar în materiale de construcții, datorită faptului că 26 iulie locuința proprietate a domnului Roman Costel a fost afectată de un incendiu. Sigur că avem raportul celor de la pompieri, ancheta socială, toate documentele care țin de justificarea acestei nevoi și propunem acordarea unui ajutor de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt,
supunem la vot proiectul de hotărâre privind acordarea în ajutor financiar de urgență în cuantum de 3.000 de lei, constând în materiale de construcții domnului Roman Costel, persoana aflată la nevoie socială, cu domiciliu în oraș Dărmăiești, de Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 14 voturi. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a orașului Dărmănești, județul Bacău, în zile de sfârșit de săptămână și în zile de sărbătoare legale. Este un proiect de hotărâre care, să spun așa, a fost solicitat de mai mult timp, pe de o parte de părinții din zona centrală, pentru a putea în zilele de weekend și sărbători legale copiii să desfășoare diverse activități în această zonă, chiar și de cei de la Liceul Tehnologic. Și am venit în urma analizei să propunem acest proiect de hotărâre de a închide circulația rutieră în zona centrală a orașului Dărmănești în zilele de sâmbătă și duminică, între orele 07 dimineața și 24, și, sigur, și în perioada sărbătorilor legale. De la ANL, e vorba de tronsonul de drum aferent străzii Muncii, de la ANL până în zona magazinului Profi. În acest tronson de drum, practic, circulația auto va fi interzisă în zilele de sărbători legale și de weekend, desfășurându-se fel de fel de activități pietonale. Avem și parcul care l-am deschis recent și piațeta și așa mai departe. Copiii pot să-și desfășoare, eu știu, fel de fel de activități specifice în siguranță. Am avut discuții și la serviciul circulației la nivel de județ. Avem aviz favorabil. Nu cred că vom crea disconfort prin închiderea circulației în zilele de weekend, mai ales că avem și variante ocolitoare. Aici vom avea o discuție cu cele două familii liderane zonei ANL pentru a putea avea acces, dar cu ieșire înspre strada energiei, fără să afecteze tronsonul ăsta din fața primăriei. Dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind închiderea circulației rutiere în zona centrală a orașului Dărmănești, județul Bacău, în zilele de sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare legală. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 7.000 de lei, constând în materiale de construcții domnului Soltănel Vasine, persoana aflată la nevoie socială, cu domiciliul în sat Plocul, oraș Dărmănești, județul Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Da, este vorba de un al doilea caz care solicită ajutor de urgență. Cu 3 zile în urmă a mai avut loc un incendiu foarte puternic în cartierul Ploc. A fost afectată familia Soltănel Vasile. Acolo a ars proprietatea, casa și dependențele în proporție de 80-90%. Am avut și astăzi o discuție cu dumnealor. Propunem acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 7.000 de lei, constând în materiale de construcții și, sigur, cu ce putem noi să sprijinim familia, cu utilaje și oameni pentru a asigura, eu știu, îndepărtarea materialelor arse. Practic, din ce mi-amintesc eu din 2016, toate familiile care au avut probleme de acest gen, locuințe arse și așa mai departe, Consiliul Local a oferit sprijin în cuantum mai mic sau mai mare, în funcție de cât de afectată a fost gospodăria. Propun acordarea, așa cum spuneam, ajutorului de urgență financiară în cuantum de 7.000 de lei, pentru că chiar e nevoie și poate până vine vremea rece reușim să găsim acolo niște soluții pentru a putea familia să locuiască în condiții normale. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 7.000 de lei, constând în materiale de construcții domnului Soltănel Vasile,
cu domiciliul în stat Slobu, oraș Dărmănești, județul Bacău, în vederea refacerii locuinței afectate de incendiu. Cine este pentru? Împotrivă? Și abține. 16. Mulțumesc la diverse, cu permisiunea dumneavoastră, câteva cuvinte am să vă spun. Dacă sunt probleme, rămâne domnul viceprimar, aș dori să mă retrag, trebuie să ajung la o ședință la Bacău la ora 15. Vă informez că lucrările de investiții pe care noi le-am demarat în 2021 sunt în plină, să zic, în plină desfășurare. Ca element de noutate, începând de săptămâna trecută, un proiect de mare anvergură și cu impact extraordinar asupra comunității a fost demarat. Reabilitarea zonelor, să zic, cele mai fierbinți ale râului Uz și râului Trotuș. Este un proiect care înseamnă gabionarea acestor zone sensibile. Proiect desfășurat și finanțat de Guvernul României prin ANAR, Aba Siret. Valoarea acestui proiect este de 20 de milioane de lei, peste 20 de milioane de lei. Constructorul deja s-a apucat de treabă de săptămâna trecută, lucrează într-un ritm alert, accelerat. Sper ca până când va veni vremea rece, mare parte din tronsonul pe care l-am programat în 2021 să fie și realizat. Spuneam un proiect de mare anvergură, pentru că de fiecare dată când aveam inundații, atât Uzul cât și Trotușul erau sau puneau în pericol gospodăriile. Primul tronson este pe râul Uz, 850 de metri liniari. Al doilea tronson, zona Păgubeni, undeva mal stâng, pod la Sabău, cum știm noi. Și avem și mal drept pod la Sabău și mergem deci Junseniu până undeva spre Triaj, toate zonele care erau în pericol. La Păgubeni vom avea și aval de pod, digurile vor ajunge undeva până în spatele școlii de la Păgubeni. Deci este o lucrare de mare anvergură, ea va fi, cred că pe 2 ani împărțită, pentru că așa cum spuneam, sunt lucrări destul de mari și dacă vom reuși să implementăm proiectul ăsta, cu siguranță nu vom mai avea problemele pe care le-am avut, în special pe Trotuș. În rest, lucrăm la capacitate maximă cu toate proiectele pe care le avem în derulare. O parte sunt închise, o parte sunt în plin, așa cum spuneam, proces de ducere la îndeplinire. Avem un semnal pozitiv de la Compania Națională de Investiții. Cred că săptămâna viitoare se va termina procedura de achiziții pentru strada Minerilor și avem și acolo 2 km de asfaltare. Dacă nu vor fi contestați și așa mai departe, în această toamnă vor începe lucrările de asfaltare și pe strada Minerului. În rest, să ne țină Dumnezeu sănătoși și să putem să ne atingem obiectivul. Mulțumesc, o zi bună, mulțumesc și presiei pentru prezență și să ne vedem cu bine săptămâna viitoare. Deci dacă mai sunt ceva discuții la diverse și aveți ceva, vă rog, rămâneți cu domnul viceprimar și mulțumesc tare mult!